Da, știam cine așteaptă, știam că o să fie un meci dificil contra unei echipe bine organizate, o echipă care are un contraatac foarte bun, sunt periculoși la faze fixe. Am încercat să ne adaptăm acestei echipe. Cred că pe sfârșit a fost un meci mai mult pe contre, în care puteam să fructificăm situațiile pe care le-am avut. Dar, cum ați spus și dumneavoastră, 0-0. De aici trebuie să facem mai mult săptămâna viitoare și să adunăm puncte. Două victorii și trei egaluri, dacă nu mă înșel, în ultima perioadă. E bine? E ce vă propuseți? Mereu e loc de mai bine. Dacă stăm să ne gândim, cu Cluj am avut ocazie în ultima fază. Astăzi am avut câteva situații. La Craiova, la fel, am avut câteva situații de a marca. Puteam mai mult, dar important e că în aceste meciuri nu am luat gol. Asta înseamnă că devenim o echipă bine organizată din punct de vedere defensiv și să lucrăm mai mult ofensiv pentru a fructifica situațiile pe care le avem. E început de campionat, o trecut la 7 etape, te surprinde clasamentul din momentul ăsta din 3? Nu. Craiova a ieșit mai devreme din grupul, din faza europeană. CFR-ul are un meci mai puțin, mi se pare FCSB-ul s-a bazat mai mult pentru a accede în grupele europene. Oțelul e o echipă organizată care și anul trecut a fost acolo aproape. Ucluj, la fel, e o echipă experimentată, cu jucători de valoare, deci eu cred că în momentul de față e oarecum un clasament corect. Urmează o deplasare dificilă la Botoșan pentru voi, apoi două meciuri importante cu ultimele două campioane din Superliga. Tu cum faci plan? Meci cu meci sau pe termen lung? Noi ne pregătim meci cu meci. Până la Botoșan mai avem meci cu Dumbrăvița în cupă. Este foarte important pentru că e play-off, eliminatoriu. Avem nevoie de victorie pentru a ne califica în grupe. Și da, bineînțeles, să mergem cât mai departe. Anul trecut ați văzut, nu am pierdut și am făcut 7 puncte și n-am reușit să ieșim din grupe. Și până la Botoșan mai e, cu Dumbrăvița, cum am zis, după aceea avem timp să pregătim meciul. Suntem norocoși că jucăm acasă cu cei de la Dumbrăvița, nu mai trebuie să facem deplasare. Și după aceea va fi și o pauză în care, cu siguranță, putem pune lucrurile mult mai bine la punct și să fim pregătiți pentru reînceperea sezonului. Da, a fost înainte de meci la noi, am avut o discuție, ne-a încurajat. A spus că e alături de noi, va fi în continuare, să avem încredere și să încercăm să câștigăm, să-l facem fericit, dacă tot avem aici. Prea mult nu am vorbit înainte de meci, noi am fost concentrați pentru meci, probabil zilele următoare o să avem mai multe discuții. Vă doriți să aducă stabilitate financiară? Acesta e rolul lor. Rolul nostru este să ne antrenăm, să jucăm cât mai bine. Rolul lor este să se ocupe de aceste situații. Crezi că l-am mulțumit acest egal? Nu știu. Dacă îl vedeți pe aici, mai bine îl întrebați pe dânsul. Da, dar în același timp încerc să privesc partea pozitivă în afara accidentului, zic eu, de la Dinamo, am primit doar un gol în celelalte 6 meciuri. Asta înseamnă că, după cum am zis, devenim o echipă puternică din punct de vedere defensiv, iar apoi, ofensiv, mai trebuie să punem lucruri la punct pentru a aduce mai multe puncte clubului. A fost un meci greu, a fost foarte tactic și echipa a făcut un primer repriză bună, doar secundă repriză a fost nu a fost bună, dar a fost bun un punct. Mulțumesc cu rezultatul sau se putea mai bine? Nu sunt mulțumit, dar un punct afară este un punct bun. A fost puțin greu. A fost puțin greu, dar nu e scuză pentru noi, nu e scuză pentru nimic. Cred că nu. Lucram tot joc pentru 3 punct, dar un punct nu a fost greu. Tu rezultatul 0-0 mulțumitor, cum a fost? Cum e meciul?
Trebuie să felicit o parte din jucători pentru acest punct, dar eu personal nu sunt mulțumit, pentru că astăzi, chiar dacă am avut în față o echipă solidă, o echipă puternică, o echipă care a avut rezultate pozitive în ultimul timp, am dominat-o, am controlat jocul, nu ne-a creat nicio ocazie, nu nicio problemă, decât acea bară care, nu știu dacă a fost și intrare sau intenție de a șuta, dar mesajul meu a fost foarte clar, de la începutul sezonului, dacă îți propui puțin, obții puțin, ceea ce nu trebuie să funcționeze la mine în cabine sau la clubul Oțelul Galați. Trebuie să ne propunem maxim, să obținem maxim. Nu e un mod de aroganță, dacă pot să spun așa, dar așa se lucrează la Oțelul Galați. Sunteți neînvins, 7 etape neînvins. E început de sezon. Gândiți-vă dacă prin nenumărate ocazii sau contraatacuri care am avut, mai ales în repriza a doua, dacă aveam o minte limpede, eu știu, la ultima pasă, cred că altul era scorul astăzi. Sincer, personal nu, și nici jucătorii mei n-ar trebui să fie mulțumiți, pentru că am muncit foarte mult, a fost foarte bine organizat, așa cum am discutat. Dar felicit echipa Petrolul că a obținut un punct și sper să ne întâlnim în play-off. Prima repriză, cel puțin, a străit la intensitate maximă. Aveți un ceas din ăsta inteligent, nu v-a luat o... Și în repaus tot 110 în pulsul, așa că la meci poate l-am avut mai mare, dar așa este, trebuie să trăiești la intensitate, dacă atât jucătorii care le cer reformații, cât și antrenorii, staff-ul care suntem altul de echipă. I think fair draw, not even one team deserved to win tonight, and Telenor didn't show some beautiful performance for the players, but it was hard, tough match with a lot of fighting and just few opportunities in both sides, and maybe a little the pitch who is in not best shape, to be honest, and it make little difficult for the guys in the field there to show their best performance. But what we expected before the game, that it will be a tough match against team who concede just 3 goals. They don't concede a lot of goals, same like we don't. Both teams, they have good, solid defense. And for us, it was important, you know, if you cannot win, it was important that we don't lose, that we collect the points. Yeah, Mr. Sehan was there in the hotel, come to visit us to say hi, not here in the dressing room. He was there in the hotel. They came to send their regards, to give us their support. And yeah, we are happy they're here, and they give support for the guys, and we're hoping for the best in the future. Yeah, we hope that we can finish one or two transfers to the end of the transfer mark, and let's see. I believe we will do something. People from the club working on that one, and let's hope it will be good if we bring one or two guys. It will be good if we bring one or two guys. We need in 1-2 position definitely to strengthen the team, because long championship you have now in cup, and it's a lot of games in Romania. You know, you need a wide squad, definitely. Defender,